După o verificare în teren a stadiului lucrărilor de reabilitare a stadionului Cetate, viceprimarul Ferdinand Pogăcean declară că sunt toate șansele ca stadionul, cu tribunele și terenul principal, să fie redat în funcțiune în luna septembrie a acestui an, atunci când se speră ca echipa locală CSM Deva, acum în Liga a treia, să-și poată juca meciurile de acasă în fața publicului propriu și într-un eșalon superior. Dorim să rezolvăm cu scurgerea apelor care, cum am văzut, afectează foarte mult terenul. Eu zic că soluția tehnică am găsit-o și eu sper tare mult ca în septembrie, la începutul campionatului de fotbal, Liga a doua, Liga a treia, nu contează, să avem terenul la dispoziția echipei și, bineînțeles, să vedem tribunele pline de spectatori. Conform proiectului, stadionul Cetate din Deva va avea o pistă de atletism modernă care va cuprinde și celelalte accesorii necesare pentru toate probele din această complexă disciplină sportivă. Aici se vor antrena din toamnă și valoroșii sportivi legitimați la nou înființata secție de atletism de la CSM Deva, de la care se așteaptă în continuare rezultate bune. Atleții de valoare avem deja... Avem pe doamna Iușco, încă un băiat foarte tânăr. Acum au venit la noi și să sperăm că vor avea tot aceleași rezultate bune sau poate chiar mai bune decât până acum. Reabilitarea stadionului din Deva trebuia finalizată în septembrie 2020, dar firma care câștigase licitația de execuție a dat faliment după începerea lucrărilor. A urmat o nouă licitație conform stufoasei proceduri birocratice și se pare că noul constructor va duce proiectul până la sfârșit. Reamintim că în sezonul trecut echipa de fotbal CSM Deva și-a disputat meciurile de pe teren propriu la Simeria, iar în acest an va juca la Orăștie.